Eu sunt Sergiu Timar, iar cel care stă lângă mine aici sus, în cabina comentatorilor, este Geo Ciungălan. Bine v-am găsit! Salut, Sergiu! Fanii sunt senzaționali! Cred că jucătorii sunt la fel de entuziasmați ca noi! În această partidă se înfruntă Steaua București și Șahior Doneț. Fernandinho, Alex Teixeira. Avansează bine pe flanc. Primește Stanciu. Douglas Costa. Ce frumos a trimis mingea peste apărare. Și balonul ajunge la portar. Și Cristian Tănase. Și Iasmin Latovlevici. Decizie corectă luată de arbitru. A fost un fault de cartonaș galben. Este lovitură liberă pentru Steaua. Este cam mare distanța pentru a înscrie cu un șut direct, dar poate ne surprinde. A respins. William. Bună preluarea. Ce pasă frumoasă. Pasă în adâncime. Și Cristian Tănase. Joacă mingea în față. Adrian Popa. Balonul ajunge la Alex Bourceanu. Trimite Gol! Conduc cu 1-0. E o reușită de pus în ramă. Ei bine, după acest gol pot să spun că asistăm la un fotbal de calitate. Jucătorii joacă cu pasiune, cu determinare, muncesc enorm. E un spectacol. Așadar, meciul reîncepe de la 1-0. Se vede clar că se află la controlul partidei, dar trebuie să-și mențină concentrarea. Surprizele apar exact în astfel de moment, când echipa conduce, iar jucătorii se relaxează. Ce superficial a tratat faza! Ocazie ratată! E lăudabilă încercarea sa, dar execuția a fost sub orice critică. Chiar nu mă așteptam să tragă atât de prost. Primește Florin Gardoș. Balonul ajunge la Alex Bourceanu. Pantelis Capetanos. Adrian Popa. Poate șuta periculos. Bună preluarea. Ce bine a deschis jocul. Au plecat toți pe contraatac. Douglas Costa. Ce pasă inteligentă! Centrează în mijlocul careului! Nu i-a ieșit execuția! Lucas Sucala. Mihai Pintili. Și Iasmin Latovlevici. Și Iasmin Latovlevici. Și Cristian Tănase, autorul unui asist. Alex Teixeira. Arbitrul pune capăt primelor 45 de minute. Se pare că această echipă și-a impus ritmul la acest meci. Pasele curg bine, jucătorii se găsesc mai mereu. Cred că e și mâna antrenorului aici. E 1-0. Să sperăm că ritmul reprizei secunde va fi cel puțin la fel de bun ca ritmul primei reprize. Steaua București
Kishak Iordoneț. Alunecare ratată, fault. E cartonaș galben, dar a fost o intervenție destul de urâtă. Ar trebui să se considere norocos că nu l-a eliminat. Dacă reușesc să egaleze din această lovitură liberă, ar putea înclina balanța acestei partide în favoarea lor. E un moment important pentru moralul lor. Și Cristian Tănase. Pantelis Capetanos. Și Cristian Tănase. E gata să tragă! Balonul ajunge la Alex Bourceanu. A greșit complet. Tot stadionul a văzut ce liber era în margine. William. Douglas Costa. William. A greșit acum. Aruncă mingea la bătaie. Pot ieși pe contraatac. Grăbesc puțin ritmul. William! William! Mult prea în dreapta a tras. A fost un contraatac reușit în ciuda ultimei execuții. Totuși, faza a curs destul de bine. Și Yasmin Latovlevici. Și Cristian Tănase. Primește Stanciu. Liniștește jocul acum. Alex Teixeira. Calmează jocul. Și Cristian Tănase. Cât de bine l-a găsit. Poate șuta periculos acum. A trecut departe. Un avantaj fragil, mai trebuie să țină de acest scor doar câteva minute. Adrian Popa. Încet, încet, timpul se scurge. Trebuie să se grăbească. Primește Stanciu. Primește Stanciu. E o ocazie bună! Alan Pat. Iată fluierul de final, care marchează încheierea celor 90 de minute.